Elena s-a uitat în oglindă cu o față sumbră și a șoptit. Șobolan de la orfelinat, așa cum este. Iar șobolanul are gheare și dinți ascuțiți. Și fără luptă, nu am de gând să renunț. Asemenea afirmații ar putea fi explicate din cauza trecutului fetei. A crescut într-un orfelinat. Și din câte și amintește, nimeni nu a manifestat vreodată vreun interes pentru ea. Sub ochii ei, zeci de copii și-au găsit locurile în familii de plasament. Chiar dacă unii dintre ei s-au întors înapoi, ne găsind limbă comună cu cei care au decis să-i adopte. Totuși, micuța Elena avea abilități excelente de învățare. Și mulți profesori și educatori spuneau: Iată dacă ai fi puțin mai amabilă. În rest, doar ești o fată deșteaptă și frumoasă. Elena, într-adevăr, avea o înfățișare memorabilă, din cauza căreia multe fete organizau un tuneric. Închizându-o într-un dulap sau aruncându-i o pătură peste cap, ca apoi să o bată fără piedici. Fata nu s-a plâns niciodată profesorilor. Prefera să se descurce singură cu cele care au supărat-o, dându-și seama că nu a fost o idee chiar bună, celelalte fete o lăsau în pace. A venit momentul când Elena și alți elevi au fost conduși solemn în viața de adult. Le-au înmânat actele corespunzătoare. Elena a fost întotdeauna interesată de cifre și calcule. De aceea, i-a optat pentru o specialitate în matematică aplicativă și informatică. Primele două luni a fost ajutată cu cazarea. Totuși, imediat după intrarea la universitate, a fost nevoită să se angajeze. Nimeni altcineva nu avea de gând să o ajute. Elena nu a fost pretențioasă și a cerut să fie cazată la o pensionară, care căuta ea însă și un chiriaș. Numai tu vezi, să nu văd niciun fel de mizerie în cameră, spuse gazda cu severitate. Apartamentul era, cum s-ar spune, într-o stare deplorabilă. Dar acest lucru nu a împiedicat-o pe proprietara acestuia să ceară. Ca proprietatea sa să fie tratată ca un exponat de muzeu. Primele două luni în absența Elenei. Gasta intra în camera ei și examina cu meticulozitate modul în care fata spală albiturile. Cât de curat este? Dacă nu are țigări sau alcool? Negăsind nimic suspect, bătrâna a plecat. Din mers verificând dacă există praf pe mobilă însă Elena nu dădea motive să îi se reproșeze ceva. Așa că foarte curând gazda a devenit mai binevoitoare. Și chiar a început să cheme fata să stea la masă cu ea. Eu prea mi-am dat stăruința astăzi. Atât am pregătit. Hai stai jos. În caz contrar se va pierde mâncarea. Iar Elena nu refuza niciodată. Ei era plăcut își imagina că ea cina cu familia sa. Elena s-a angajat ca servitoare cu grafic flexibil într-o clinică privată și își îndeplinea cu sârguință îndatoririle. Ajunsă de vreme, ștergea rapid podelele. Ștergea mobila, schimba apa din dozator. Uda florile din hol și saloane. Curăța chiuvetele și lustruia oglinzile fata reușea să facă totul înainte de sosirea administratorilor. Și toată lumea era fericită. Că nu se încălcește printre picioarele tuturor în timpul zilei de lucru. Așa cum făcea angajata anterioară. Stânjenită de hainele sale, Elena nu ieșea nicăieri cu semenii săi. Așa că ele în curând au renunțat la ea. Dar ea este o egoistă. Un vierme de carte obișnuit. Despre ce poți vorbi cu asta? Și toți anii de studii au trecut pentru Elena în același regim: studii, serviciu, casă. Fără intrigi, fără viață personală. Fata a înțeles că nu are nimic de oferit material. Așa că și-a depus toate eforturile pentru a obține succes. Lucrul său ca programator a fost un mare succes așa că mai multe reviste s-au oferit să scrie articole pentru ei. Destinate publicului larg Nu avem nevoie să fie strict științific. Avem nevoie să explici toate aceste lucruri complexe cum s-ar spune pe degete. Poți să faci acest lucru. Iar Elena a încercat. Și ei a reușit. În cea mai populară revistă cu un milion de audiențe, i s-a dat o rubrică separată. Pentru care scrie articole de două ori pe lună, datorită feedback-ului pozitiv din partea cititorilor. Elena a început să câștige bani decenții. S-a concediat de la clinică și și-a dedicat tot timpul muncii mentale. În cadrul următoarei conferințe, președintele juriului s-a apropiat de ea și a vorbit cu admirație. De mult îmi doream să vă cunosc. Aceasta este o mare onoare pentru mine. Fata era stânjenită, confuză, înroșită. Ea nu mai auzise niciodată asemenea cuvinte în adresa sa. Și mai cu seamă de la cine? La banchet, tânărul necunoscut s-a apropiat de ea. V-am auzit discursul astăzi. Am fost pur și simplu încântat. Scuzați pentru obrăznicie, dar sunt pur și simplu obligat să vă cunosc. Apropo, numele meu este Stanislav. Elena părea că și-a înghițit limba. Nu era obișnuită cu așa ceva. Încă reprezentanții genului masculin se acorde atât de multă atenție. Noul ei cunoscut practic o devora cu ochii lui. Savura stânjeneala pe care ea o simțea de la cuvintele lui. Stanislav a început să o sune despre fată. Uneori venea după serviciu să o conducă la apartamentul închiriat. El s-a dovedit a fi singurul fiu al părinților înstăriți. El lucra ca profesor de limbi străine la o prestigioasă universitate de limbi străine. Iar la insistențele tatălui său o căuta o fată deșteaptă ca soție. Fiule, inteligența este transmisă prin linia mamei. Așa că nu te îndrăgosti de o față drăguță iar apoi urmașii vor moșteni o inteligență urâtă și nestingerită. El și soția s-a hotărâseră deja dinainte cum ar trebui să fie soția fiului lor. Lista de cerințe pentru Noră era impresionantă. Printre care inteligența, aspectul frumos și rudele bune cu legături erau pe primul loc iar dacă Elena nu avea probleme cu primele două puncte. Atunci cu restul nu se cam potrivea. Soacra își strângea buzele furioasă și se încrunta când Elena voia să spună sau să facă ceva fără să o întrebe. Iar femeia avea o asemenea reacție la absolut orice. De ce ai cumpărat acest ceai? Noi bem de acesta. Da, bem exact așa. Dar totuși trebuia să mă întreb. De ce ai schimbat cearșafurile cu o zi înainte? Am vrut să musuc paltonul la balcon trebuia să întreb. Dacă era să fie ocupat. Mai cu seamă soacra se supăra de faptul că colegii Elenei o sunau și o invitau la diverse întâlniri. Și mese rotunde științifice. Un coșmar, ca și cum fără această descreierată nu pot organiza o careva masă. Soacra dădea ochii peste cap. Dacă ar ști ei din ce groapă de gunoi a ieșit ea, nici nu ar vrea să o cunoască nimeni iar Stanislav prefera să se prefacă că nimic deosebit nu se întâmplă. Și totul este așa cum ar trebui să fie. Ei era greu să se desfacă între soție și mamă. Dar curând a început să se îndepărteze de Elena. Când soacra i-a amintit odată în urori că este de la orfelinat. Și este puțin probabil să poată crește un copil normal. Elena a răspuns zâmbind eu da, sunt de la orfelinat. Dar copilul nostru va are pe voi, bunica și bunicul. Are o familie atât de prietenoasă. Mi-ați dat un soț atât de minunat. Oare voi nu veți putea ajuta la educarea propriul nepot? Astfel încât să crească ca o persoană demnă ca tatăl său. Soacra a încremenit o secundă. Apoi, linându-și buzele, a vorbit distinct. Nici măcar să nu speri. Nu l vom considera pe acest ocilar drept nepotul nostru. De unde să știm noi în ce groapă și cu cine l-ai conceput? Elena s-a făcut palidă. Apoi a roșit profund de furie. Stanislav a încremenit când a auzit cuvintele mamei sale. Dar nu a făcut absolut nimic pentru a remedia conflictul. Și s-a retras la balcon ca și cum urgent trebuia să închidă geamul larg deschis. De unde s-au auzit strigătele lui? Elena, ce ai încremenit așa? Pentru ce ai deschis geamul când aici e ruptă plasa? Ne vor mușca țânțarii noaptea. Geam. Țânțari. Elena privea hotărâtă la soacra sa, care se bucura de triumful ei. Ce, nici măcar nu te-a dus capul la aceste lucruri a rostit soacra veselă. Și de unde te-a dezgropat fiul meu? Și de ce nu ai locuit în gropile de gunoi? Chiar și rudelor îmi este rușine să te arăt. Și Elena și-a dat seama că e de ajuns. Totuși, a vrut să audă părerea soțului său. Căruia judecând după comportamentul lui, era frică de moarte de reacția mamei sale. Și în curând tânăra a auzit. Mama nu vorbește niciodată de geaba. E vina ta că nu te poți înțelege cu ea. Adică faptul că mă insultă numindu-mă practic cerșetoare nu te deranjează deloc. A clarificat Elena. Și că vorbim despre copilul nostru, nici asta nu este o problemă, nu. Ce te agăți atât, a strigat Stanislav. E treaba ei ce spune, iar tu ar trebui să spui doar că ești de acord cu cuvintele ei. Și continuă să-ți faci treaba ta. Bine, eu o să-mi fac treaba. Mâine dau la divorț, răspunse Elena rece. Viața la orfelinată a învățat-o să nu se plângă. Și să ia repede decizii. Chiar dacă îi va fi greu prima perioadă. În schimb, ea va locui într-o atmosferă liniștită unde nimeni nu își va șterge picioarele de ea. Acest gând îi însăfla putere și încredere viitoarei mame. Și chiar a două zi, fără să-i tremure mâna, a scris cererea divorț. Când s-a întors la casa părinților soțului ei, și-a adunat toate lucrurile și a chemat un taxi. Înainte de asta, Elena a reușit să-și închirieze un apartament. Și-a dat avansul gazdei, soacra vegea vigilentă ca Nora să nu cumva să târâie nimic. Să nu pună ceva în plus în valiză. Asigurându-se că ea nu a luat nimic din lucrurile personale, femeia a părăsit în tăcere camera. Stanislav era la lucru. Și Elena a fost nevoită de una singură, fără ajutorul cuiva să scoată valiza imensă afară. Nu avea de gând să-i ceară ajutor soacrei și socrului ei. Iansă și-a târât valiza până la taxi și a plecat. Când Stanislav s-a întors acasă, și-a găsit mama neobișnuit de mulțumită de Iansă și. Stanislav, această cerșetoare fără rude, a plecat. Dar nu-ți face griji, sunt multe femei. La unul ca tine vor sări cu sutele. Doar să reușești să alegi. Stanislav a ridicat din umeri și s-a dus să se spele pe mâini. Așa și nu a înțeles cu adevărat ce simțea pentru soția plecată. Și s-a dus la registratură doar pentru a îndeplini toate formalitățile procesului de divorț. Mama era mulțumită. Ce binecuvântare că această femeie necinstită nu a stors bani de la noi pentru întreținerea plodului ei. Prea multă onoare am avut să ne cunoaștem cu una de la orfelinat. Fără rude, fără nimeni. Soacra a început să caute intens o nouă soție pentru fiul său, pe care din copilărie îl considera apogeul perfecțiunii. Băiatul meu vorbește patru limbi. E casnic, calm. Poți vorbi cu el pe subiecte înalte. Femeia vorbea mândră, lăudându-le pe Stanislav. A fost atât de ghinionist cu prima lui soție, strașnic. Cum nu mai a reușit să cadă în ghearele ei bine că cel puțin i-a plecat. Când și-a dat seama că nu va putea intra în rai pe spatele nostru. Cunoscuți o ascultau respectuos pe fosta soacra Elenei. Dedeau din cap cu empatie. Dar nu s-au grăbit să ofere idealului Stanislav noi candidate. Toată lumea știa despre natura complexă femeii, ca să spunem așa. Și-a petrecut întreaga viață în funcții de conducere și despre metodele prin care ea obține avansare în funcție. Șantajul și implicarea au fost o armă formidabilă a soacrei Elenei. Și nu era obișnuită ca cuvintele ei să fie ignorate. Pe ea o enervată cerea fostei nurori. La urma urmei, după părerea femeii, Elena ar fi trebuit să se întoarcă și să se roage în genunchi să o ierte. Să-i ofere o a doua șansă și să slujească cu credință întregii familii. Dar acest lucru nu s-a întâmplat. După nașterea fiului ei, pe care Elena l-a numit Efim, fosta Nora a rupt orice comunicare cu toți cei care aveau legătură cu Stanislav. Treptat la Stanislav au început să ajungă zvonuri că fosta lui soție continua cu succes să scrie lucrări pentru reviste. Putând avea grijă de copil în același timp, plimbându-se cumva cu Efim în parc într-o zi frumoasă de primăvară. Elena s-a ciocnit față în față cu Stanislav și mama lui, care mergeau la braț. Soacra se simțea rău, iar socrul din cauza durerii de genunchi nu a putut să coboare scările și să-i țină companie soției. Soacra și-a scos fiul din clasă și a cerut să meargă cu ea. Iar Stanislav s-a supus mergea cu chipul gânditor și nu dă de atenție la ceea ce se întâmplă în jurul lui. Deodată amândoi auziră o voce cunoscută. Da, aproape am terminat articolul. Îl trimit în seara asta. Până la ora șapte. Da, totul este așa cum ați cerut. Bine, ne vom telefona și vom discuta. Grozav. Plata. Plata în aceleași condiții. La revedere! Era Elena care împingea în fața sa un cărucior cu bebelușul adormit. Soacra mișcându-și sprâncenele, se uita cu atenție la fosta ei noră. Și a clătinat din cap cu dezgust. Elena era bine îmbrăcată. Iar căruciorul clar nu era ieftin. Cu roți mici, dar puternice. Și model confortabil. Fața bebelușului era acoperită cu husa lată și dublă. Și tot ce puteai vedea erau picioarele băiatului. Acoperite cu cizmulițe calde cu talpă din piele moale. Soacra, ca o femeie cu experiență, a estimat imediat costul aproximativ a tot ceea ce era pe copil și noră. Dar nenorocita asta mică nu poate câștiga atât de mult cu munca ei. Trebuie să fi găsit pe cineva bogat. A făcut ceea ce trebuie plecând. Altfel, l-ar fi dezonorat pe fiul meu cu comportamentul ei dubios. Stanislav a vrut să se apropie de fosta lui soție. Și măcar să vadă cum arată fiul lui. Dar sub privirea aspra a mamei sale, a rămas acolo unde era. Elena a trecut pe lângă el, prefăcându-se că caută ceva în poșetă. Și nu s-a uitat niciodată înapoi soacra doar a chicotit, ușuratica. Aproximativ un an mai târziu, un necunoscut a sunat-o pe Elena și i-a spus că are o treabă cu ea. Și s-a oferit să se întâlnească. Înainte de asta Stanislav, în taină față de mama sa, a încercat să o contacteze pe fosta lui soție. Dar ea a învins ferm toate încercările lui. Tu nu ai spus niciun cuvânt când mama ta a declarat că nu-l recunoaște pe Efim ca nepotul său. Deoarece ea considera că eu l-am conceput, nu se știe cu cine. Așa că uită de noi. Du-te sub aripa mamei tale. Altfel va începe să te caute prin tot orașul cu alarmă și câini. De aceea Elena a vrut să refuze întâlnirea. Hotărând că acesta este Stanislav. Care vrea astfel să o ademenească să vină. Cu toate acestea, străinul o întrerupse. În discursul lui era un ușor accent străin. El era insistent. Îmi pare rău, Doamnă Elena, voi încerca să nu vă irosesc timpul prețios. Am venit de peste hotare special pentru dumneavoastră. Este foarte important pentru mine să vă cunosc. Intrigată de cuvintele lui, Elena a fost de acord cu întâlnirea, pe care străinul a cerut să aibă loc într-un loc neaglomerat. Să fie mai puțin zgomot. Două ore mai târziu, Elena a intrat în cabina retrasă a restaurantului Magnolia și a văzut un bărbat de vreo 60 de ani, care părea destul de tânăr și atletic pentru vârsta sa. El s-a închinat respectuos în fața tinerei femei și a propus să ia loc eu mă numesc Klaus Korn. Eu sunt avocat pentru domnul Erwin Heinz. Sunt instruit să îndeplinesc ultima voință specificată în testament. Cine este Erwin Heinz? a întrebat Elena surprinsă. Nu înțelegea ce o poate lega pe ea, o fată de la orfelinat, cu un străin bogat. Dacă nu sunteți împotrivă, vă voi spune această istorie. Ervin Hainz a călătorit adesea în țara voastră în tinerețe. Iar la una dintre petreceri a cunoscut-o pe o oarecare Arina Sokolăva, o studentă. Au început o relație tumultoasă. Iar când tatăl domnului Hainz a aflat despre sarcina acestei fete, a cerut întoarcerea fiului său și l-a impus să se însoare cu fica partenerului său de afaceri. Arina a rămas singură, însărcinată și fără bani. Ea a fost nevoită să abandoneze studiile și să se întoarcă în micul orășel de unde era ea. Ea a născut o fetiță, pe care tânăra mama a fost nevoită să o dea la orfelinat. Interesantă istorie a rostit Elena. Corna a continuat. Arina a încercat să ia legătura cu domnul Hainz, însă fără succes de la stresul prin care a trecut ei i s-a făcut rău. Și ea a scris o scrisoare, pe care a trimis-o la ambasada Austriei. În această scrisoare ia povestea despre nașterea fiicei și a rugat să aibă grijă de ea. Domnul Hainz a primit scrisoarea ei prea târziu, când Arina deja nu mai era în viață. În orice caz, el singur nu era fericit în căsătorie soția sa nu-și dorea copii. Așa că relațiile dintre ei erau destul de tensionate. În cele din urmă, când domnul Hainz a suferit un accident vascular cerebral, a ordonat să fie întocmit un nou testament. În condițiile sale, fiica sa devine unica moștenitoare a tuturor bunurilor mobile și imobile. Am menționat deja că aceasta este o poveste interesantă, răspunse Elena, pe furiș începând să se uite la ceas. Era timpul ca ea să se întoarcă la fiul său. Dar ce legătură am eu aici? În general eu sunt de la orfelinat. Nu am rude. Și nici nu am avut. Despre aceasta și vă spun, doamnă Elena. Dumneavoastră sunteți fica domnului Heinz. Aceasta s-a stabilit după scrisori și documente de la orfelinat la care mama dumneavoastră, Arina Socolăva, v-a dat atunci. Elena era uimită și a rămas fără cuvinte pentru o vreme. Vreți să spuneți că acest domn Hainz este tatăl meu? A întrebat mirată femeia. Exact. Și dumneavoastră sunteți unica lui moștenitoare. De la momentul anunțării testamentului au trecut trei luni și dumneavoastră deja puteți da actele pentru primirea moștenirii. Oricum e greu de crezut în așa ceva, a rostit ea. Ca răspuns Corn a scos o mea păgroasă în care erau plicuri. Rupturi de scrisori și copii ale documentelor. După ce a citit tot ce era în dosar, Elena a crezut. Nu poate fi așa ceva. Știu că este adevărat, dar totuși. Este greu de crezut. Dacă nu vă supărați, voi începe procedura. Pentru ca dumneavoastră să intrați în dreptul de moștenire. S-a închinat în fața ei corn. Nu am mult timp la dispoziție. Trebuie să zbor în Austria mâine. Principalul lucru este că v-am găsit. Și m-am asigurat că sunteți dumneavoastră. Șase luni mai târziu, Elena s-a mutat într-un apartament nou, într-o zonă prestigioasă, nu departe de regiunea unde locuia Stanislav, care totuși a rămas un mire de invidiat. Mama lui o vedea din când în când pe Elena de mână cu copilul, care i-a amintea atât de mult de Stanislav în copilărie. Și soacra nu a rezistat. S-a apropiat de fosta Noră și a vrut să facă cunoștință cu Efim. Ea încă mai credea că Elena se preface doar că nu vrea să comunice cu ei. Primind un refuz hotărât, femeia s-a încruntat. Nu înțeleg deloc. De ce o faci pe proasta? Când tu însuți mergi pe aici în fiecare zi, și nerozii ochii. Eu am cumpărat un apartament aici. Îmi place această zonă. Aici este o grădiniță bună pentru băiatul meu. Și o grămadă de localuri diferite. Iar când am nevoie de ceva, totul este la îndemână. Dar aveți dreptate. Nu ar trebui să apar în fața voastră prea des. Ca să nu existe discuții inutile. Haha, și-a cumpărat ea apartament. Le povestea soacra cu dispreț cunoscuților săi vorbind despre ultima întâlnire cu fosta noră. Interesant. De câți bărbați a fost nevoie pentru a cumpăra un astfel de apartament? Probabil că se plimbă intenționat prin zona noastră. Pentru a face impresia că la ea totul este în ordine. Dar știi, ea are un apartament frumos. Au dezamăgit-o ascultătorii pe femeie. Fosta ta noră și-a cumpărat nu unul oarecare. Și un adevărat palat. Ai văzut casa nouă? Sunt două apartamente pe etaj. Al ei e acolo. Și există și un loc de parcare subteran. Am auzit că tatăl ei a fost găsit în străinătate. Și care i-a lăsat o moștenire uriașă. La aceste cuvinte, soacra a sărit. Nu mai spune. Ce are de gând să facă ea cu așa bani? Nu are nici creier, nici imaginație. Dar unde este Stanislav? Iar Stanislav a dispărut în ultima vreme în localurile de divertisment și băuturi. Unde se simțea înțeles și iubit? Atâta timp cât avea bani la el de îndată cei se terminau resursele, bărbatul era calm dat afară. Și apoi el se ducea acasă să doarmă cea mai mare parte a zilei. Mama lui l-a găsit în cameră unde Stanislav privea pe geam cu o privire mohorâtă. Și mor mai ceva printre dinți. De ce ești atât de ciufulit? L-a atacat femeia. Fă un duș, spală-te. Trebuie să o întorci pe Elena. La urma urmei. Ea ne crește sângele nostru. Mamă, cei cu tine, Stanislav nu a înțeles. Parcă ești beată tu și nu eu pentru ce, Doamne, să o întorc pe Elena înapoi? Și de ce ai numit-o brusc pe numele ei? Nu ai făcut-o niciodată. Soacra a dat ochii peste cap. Nu pot să-mi schimb părerea despre o persoană sau ce. Nu, nu poți, a zâmbit fiul. Cel puțin trebuie să ai un motiv foarte bun pentru ca asta să se întâmple. Mai bine spunem ce vrei să obții dacă Elena se întoarce la mine. Mama și-a dat seama că nu avea de ce să se ascundă. Și-a vorbit despre moștenire. Tu doar i-ai dăruit un fiu. Ar trebui să fie recunoscătoare pentru asta. Și cu noi să se împartă. Pentru că suntem singurele ei rude, a insistat ea. Și Stanislav i s-a supus din nou voinței mamei sale. Când el a apărut pe lângă casa Elenei, ea nici nu a stat să-l asculte. L-a trimis acasă. Te-a trimis mămica din nou. Tu poți lua măcar o decizie fără participarea ei. Spuse femeia bat jocoritor. Iar Stanislav a răspuns serios. Eu doar m-am căsătorit cu tine. Și fără participarea ei. Și astfel s-a răzbunat pe mine, a chicotit Elena. Haide așa, mai mult nu-mi vei apărea în ochii mei și nu mă vei bate la cap. Pentru că tu și cu mine suntem divorțați de multă vreme. Nu ai și nu poți avea nicio pretenție asupra mea. Nu am luat niciodată un ban de la tine, nici măcar în cele mai grele momente. Și nu ți-ai văzut fiul aproape un an de la naștere. Așa că trage propriile concluzii. Stanislav s-a întors fără nimic. Din acea zi a început să bea deja acasă. Aducea acasă băuturi alcoolice și servea acolo, în timp ce părinții lui se ocupau de treburile lor. La toate reproșurile mamei sale, el răspunde același lucru. Dar ce ai vrut? Singură mai adus la aceasta. Așa că primește. Elena nu a fost niciodată în străinătate. Dar i-a primise acolo moștenire și proprietăți. Chiar își dorea să meargă încolo. În avion, i a intrat în discuție cu vecinul ei. Și au făcut cunoștință. Acesta era un arhitect, Alexei, care era cu 10 ani mai mare decât ea. Dar a găsit imediat limbă comună cu micul Efim. După câțiva ani de comunicare continuă, a cerut-o pe Elena în căsătorie. Îndrăgostiți au sărbătorit o nuntă pompoasă. Părinții lui Alexei erau mândri de nora lor. Fiul lor este norocos. La urma urmei, este o raritate atunci când într-o persoană se combină inteligența, frumusețea și decența. Nora lor, Elena, era pur și simplu un diamant. Verificând sentimentele lui Alexei, Elena nu a vorbit de moștenire până în ultimul moment. Auzind despre tatăl ei austriac, soțul ei doar a ridicat din numeri dar nu contează. Pentru mine principalul este că datorită lui te-am cunoscut pe tine și pe Efim. Nici eu nu am stat cu mâinile încrucișate. Am propria mea companie, care se ocupă de proiectarea caselor și cabanelor. Așa că chiar și fără moștenirea ta nu vom rămâne fără o bucată de pâine.